Păpădia are multiple proprietăți terapeutice pentru organism. Această plantă îmbunătățește sănătatea rinichilor și a ficatului, stimulează digestia și este un bun sprijin în tratarea eczemelor. Toate părțile păpădiei sunt comestibile, fie că vorbim de frunze, tulpină, rădăcină sau flori. Acestea sunt surse de vitamine, minerale și substanțe nutritive, precum vitaminele A, B1, C, E, K, acid folic, calciu, fibre, fier, magneziu, potasiu, necesare pentru buna funcționare a organismului. În rădăcină se găsește și inulină, un tip de fibră care crește și menține bacteriile intestinale sănătoase în tractul digestiv. De asemenea, planta este bogată în antioxidanți, așa cum este beta-carotenul, care protejează celulele corpului de deteriorare și polifenolii care mențin starea de bine și previn instalarea afecțiunilor. Păpădia este de adesea uscată și consumată sub formă de ceai, dar în stare proaspătă poate fi servită și crudă. În salate, la fel ca alte rădăcinoase, sau folosite la tincturi, siropuri, macerat și capsule. Fibrele din compoziția păpădiei susțin activitatea bilei, asigurând o digestie bună. Totodată, conținutul mare de fibre combate constipația, având efect laxativ. Înainte de mesele principale, poți să consumi 1-2 lingurițe de sirop de păpădie. Studiile au arătat că păpădia protejează organismul de leziunile hepatice care apar la persoanele ce consumă cantități ridicate de alcool. De asemenea, planta previne afecțiunile ficatului, așa cum este boala ficatului gras. Pentru sănătatea ficatului se recomandă ceaiul și maceratul. Ca remediu extern, păpădia are capacitatea de a vindeca eczemele cutanate și erupțiile. Pentru a obține cataplasma, pur și simplu zdrobești câteva flori și frunze proaspete de păpădie, le pui pe zona afectată și las să acționeze. Unele studii făcute pe animale arată că păpădia este utilă și în prevenirea acnei. Relatează clicksanatate.ro.